Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul mitropolitul nostru Andrei, pe care dăruiește Sfinte Ordare Biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, pe preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg și lăstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Cinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purgeam și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milă mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe El în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să te izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Unitatea credinței și părtășirea Sfântului Duh cel pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine ne învrednicește pe noi, stăpânii cu îndrăznire fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeul Cel Ceresc, Tatăl și a zice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și
cu harul și cu lucrările, cu iubirea de oameni, ale unui a născut Iubitorul care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururia și vecii vecilor.
Fiică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește Dumnezeu poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Și Sfântului Duh, acum și pururea
și când în vecii vecilor. Pentru rugăciune.
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragucernice Părinte Protopop, dragucernici părinți, vicelincioși, Hristos a înviat! Îi dăm slavă lui Dumnezeu că la scurt timp, mai exact la 2 zile după hramul acestei biserici, am venit pentru un popas duhovnicesc să vărșim Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și cu toate că unii dintre noi poartă mască, mi-aduc aminte că anul trecut eram cu toți afară, în afara lăcașului de cult, fiindcă așa erau legile de atunci. Avătuvântul a fost frig, însă nădăjduim că o să treacă încet, încet această pandemie care bântuie pe suprafața întregului pământ pentru păcatele noastre, pentru acela, la fel cum o să auzit și în Evanghelia citită asta, Sfânta Liturghie, pe care o voi explica în continuare. Dacă duminica trecută a fost închinată de biserică femeilor mironosițe, astăzi prăzim tot una dintre femeile mironosițe, și anume pe Maria lui Cleopa. Despre aceasta, citind că era lângă Maica Domnului la răstignirea Mântuitorului pe cruce și de asemenea în ziua Învierii, ea împreună cu Maria Magdalena și cu Salomea s-au dus dis de dimineață la mormânt ca să ungă trupul Domnului Hristos cu miresme, după cum era tradiția de înmormântare la evrei, fiindcă fiind luat de pe cruce în gravă vineri, fiindcă urmau Paștele evreilor, n-a fost uns după toată luiala, a fost doar înmuiat giulgiul și maharama în miresme, a fost înfășurat în gravă și așezat într-un mormânt din apropierea Golgotei, unde nu mai fusese nimeni niciodată pus. Cine este Maria lui Cleopa? Conform tradiției bisericești, ea era fie sora dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, fie Cleopa, soțul ei, era fratele dreptului Iosif, și ce aveau împreună 2 fii, pe Iacov și pe Iosif. Iacov mai stănit și s-au cunoscut sub numele Iacov cel Mic, pentru a face distinție între el și Iacov cel Mare, fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, amândoi fiind fiii lui Zebedeu. Deci acest Iacov, care era doar ucenic al Domnului Hristos, era socotit și verișor de vreme ce mama și tatălui erau socotiți cu nații Sfintei Fecioare Maria, pentru că Maica Domnului era soția dreptului Iosif și Pruncul Iisus nu era Fiul lui Iosif, ci Fiul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. De aceea, la fel cum Iisus se socotea a fi Fiul lui Iosif, la fel și Maica Domnului doar se socotea a fi soția acestuia, ea fiind doar logodnica lui. Deci această femeie făcea parte din grupul restrâns care însoțea mereu pe Domnul Hristos și pe Sfinții Apostoli din Galileea și prin Țara Sfântă, unde mergeau aceștia pentru a propovădui cuvântul Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Venind acum la textul Evangheliei de astăzi, care s-a citit la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, vedem că Domnul Hristos a intrat în Ierusalim. Este interesant faptul că de această dată era singur. De obicei, era însoțit de Sfinții Apostoli, și m-am menționat deja, de femeile mironosițe, alteori de unii dintre cei 70 de ucenici
și acturi de mulțime numărate, încât uneori umbla pe ascuns ca să se mai poată și ruga, pentru că îmbulzeau mulțimile, de această dată însă era singur. Și lângă scăldătoarea oilor, era o, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită Viteza. Avea două denumiri poarta respectivă. Dintre cele 10 porți ale Ierusalimului vechi sau istoric, una era poarta oilor, iar numele ei ducea exact ceea ce scrie pe această icoană. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun, sorul său și pune pentru oi. Fiindcă Iisus Hristos a numit pe sine ușa oilor și păstorul cel bun. Mai avea încă o denumire poarta respectivă, și anume aceea de poarta oilor, poarta leilor, fiindcă deasupra porții erau gravați și nu sculptați câțiva lei din timpul regelui Irod cel Mare. Și de asemenea, peste câțiva ani, nu acum când a avut loc întâmplarea relatată astăzi în Evanghelie, va primi și denumirea de poarta Sfântului Ștefan, fiindcă tot pe acolo a fost Sfântul Ștefan, cel întâi arhidiacon, scos și dus spre locul de martiriu. Deci avea trei nume această poartă, a oilor, a leilor și a Sfântului Ștefan. Probabil că pe acolo a și intrat Domnul Hristos în cetate, cei care au ca să ajungă în Ierusalim, văd că de la poarta oilor până la scăldătoarea Viteză este o lungătură de bărți. Și cum se intre, este în partea dreaptă, un complex mare. A fost într-o vreme acolo o mănăstire catolică renumită și foarte mare, încât sunt foarte multe ruine a ceea ce a fost cândva acolo în vremurile trecute. Și în Țara Sfântă este foarte mult șes, pentru că e înconjurată de trei mări, ceea ce înseamnă că este la nivelul mării, pământul, deci la cota zero. Una dintre acestea este Marea Mediterană la vest, apa este Marea Roșie, în apropiere sau granița comună cu Egiptul, fiindcă acolo, prin Marea Roșie, au trecut evrei sub conducerea lui Moise, din Egipt, în Țara Sfântă, după 460 de ani de robie. Au trecut în mod miraculos, fiindcă norul sau stâlpul Dumnezeu care mergea înaintea lor a făcut ca apele mării să se despartă, au trecut ca pe uscat prin mare sau pe pământul de sub mare evrei, și când au ieșit dincolo au intrat evrei, egiptenii care urmăreau pe evrei și au fost imițiți de apele mării care au năvălit asupra lor. Mai există, de asemenea, și Marea Moartă. Cel mai jos loc de, din opostură, de pe suprafața Pământului, chiar la 400 de metri sub nivelul mării planetare, această mare fiind creată în timpul lui Avram și al lui Lot, când a coborât foc și pucioasă din cer asupra cetăților Sodoma și Gomora, pentru păcatele contra firii, să vrește cele două cetăți, și apa respectivă este atât de sărată încât nicio ființă vie nu poate trăi mai mult de 6 ore acolo. De aceea se spune Marea Moartă, fiindcă nu are deloc viețuitoare. Nici un pește, nici o moluscă nu poate supraviețui în apa Mării Moarte. Mai există încă o mare, Marea Galilei. Mai degrabă aceasta este un lac interior mic și lacul Tiberiadei. La Ierusalim trebuia să se urce acesta fiind la 800 de metri altitudine deasupra nivelului mării. De aceea începe Evanghelia prin cuvintele că Hristos s-a suit la Ierusalim, la fel cum în pilda samaritanului milostiv, citim în Evanghelie că un om oarecare cobora de la Ierusalim la Ierihon. Deci, fiind la anumită înălțime, cetatea Ierusalimului, din toate părțile, trebuie să se urce
această cetate fiind în provincia Iudeea. Și Domnul Hristos a urcat în cetatea Ierusalimului și acolo, ducându-se la viteza care avea 5 picioare. Se gândesc mulți oare la formă de pentagon, unde erau 5 picioare acolo. Erau practic două bazine de apă. Și atunci, pe cele 4 laturi, era câte un foișor unde stăteau oamenii bolnavi. Dar era nu doar un singur bazin, ci două bazine. Și atunci mai era și între ele încă un loc unde stăteau bolnavii, care stau foarte aproape de apă, pentru că din când în când un înger al Domnului cobora și tulbura apa și cel ce intra în timp pe tulburarea apei se făcea sănătos ori de ce boală era cuprins. De aceea stătea acolo o mulțime mare de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, spune Evanghelia, așteptând tulburarea apei. Și printre aceea se găsea un om al cărui nume nu îl râde Sfântul Evanghelist Ioan, el fiind singurul care relatează minunea de astăzi. Însă mă gândesc că de aceea a fost vreodat Domnul Hristos, fiindcă avea cea mai mare vechime acolo. 38 de ani. Nu știm exact de câtă vreme era la Bitesda, însă era bolnav de o boală de 38 de ani. Gândiți-vă, o viață de om să sufere de această boală. De aceea era singur, n-avea familie. Și să fie avut 60 de ani, să zicem, era de la 22 de ani bolnav. Să fie avut soție, l-a părăsit. Nu dă diagnosticul Sfântul Ioan, dacă ar fi consemnat și Luca acest eveniment, sigur dădea, fiindcă el era medic de profesie și de obicei în relatările sale din Sfânta Evanghelie și din faptele Sfinților Apostoli, el pune și diagnosticul bolii de care suferea cineva. În tradiția bisericii se spune era paralitic. Un termen mai vechi îi numește pe aceștia slăbănogi, în sensul că n-au nicio putere. Au nervii afectați și atunci sunt paralizați și stau la pat. Depinde ce parte a corpului lor este nefuncțională. Însă acesta nu era chiar cu totul paralizat. Vom vedea mai încolo din discuția cu Domnul Hristos, fiindcă venim la el direct la Sfântuitor. Din câți erau acolo, poate sute de oameni. I-a zis, vrei să te faci sănătos? Întrebarea era inutilă, în sensul că de ce oare se găsea acolo omul respectiv, decât pentru a lua tămăduire în mod miraculos de la Îngerul lui Dumnezeu care cobora acolo. Dar el a zis, Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare, că până ajung eu acolo, altul se aruncă în fața mea și a tămăduire. Deci Îngerul cobora la vreme și tulbura apa. Acum stătea de vorbă acest om bolnav cu Iisus Hristos, prin care s-au creat toate ce s-au creat, inclusiv îngerii. Dar el nu știa. Și îi spune că nu are om, stând de vorbă cu cel prin care s-a creat cerul și pământul, care adeseori îi plăcea să se numească Fiul Omului. Și fără să-și dea seama, Ponțiu Pilat, după ce l-a judecat și l-a scos ca să fie dus spre răstignire, a zis, iată omul, ecce homo, în limba latină. Omul în excelență. N-a fost conștient el ce a spus, însă a prezentat pe omul prin excelență. De ce? Un om, cu cât este mai păcătos, cu atât chipul lui, chipul lui Dumnezeu din el, se întunecă. Și atunci el își mai pierde din umanitate, unde ajunge să fie chiar inuman. De când Iisus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după era fără de păcat. De aceea el era om de plin. Avea firea umană curată, cum a fost creată
de Dumnezeu atunci au în existență pe Adam și pe Eva înainte de a exista păcatul. Și de aceasta și întrupa Fiul Dumnezeu, fiindcă omul nu se putea singur mântui. Sunt trei etape aici pe care l-a făcut Domnul Hristos. În primul rând, a restaurat din interior firea umană. Deci trebuia să fie om ca să mântuie firea omenească sau pe oameni. Deci întrupându-se prin viața lui de ascultare, a restaurat din interior firea omenească și a alterat de păcat. După aceea, a eliberat sufletele drepților Vechiului Testament din robia diavolului și a împăcat cu Dumnezeu, intrând în rai. Deci, restaurarea firii umane, biruirea diavolului și împăcarea cu Dumnezeu. Acestea sunt cele trei etape ale mântuirii, obiective realizate de Hristos. Noi trebuie să ne însușim această operă de răscumpărare a lumii prin mântuirea subiectivă, adică prin participarea noastră, prin faptele noastre, prin har, credință și fapte bune, ne putem mântui. Și întrebându-l dacă vrea să se facă sănătos pe acest bolnav, i-a zis, cum am spus deja, Doamne, n-am om, că până ajung eu, altcineva să alungă fața mea. Deci înțelege că era chiar total paralizat, fiindcă se putea mișca, însă destul de încet, de vreme ce nu știu de câți ani era acolo, dacă era de 30 de ani, urmă, poate de 20 de ani. În acești ani a văzut atât de des, atât s-a tămăduit, să vă dați seama, cât putea fi el de dezamăgit, de complexat, de necășit, de supărat, de boala de care suferea, văzând astăzi și mâine și poimâine că cineva rămân tămăduire și rămânând în continuare acolo. Nu știm cât de descoperă Îngerul acolo, însă, prin această faptă minunată, vedem că Dumnezeu săvârșea în permanență minuni cu poporul ales, ceea ce nu se întâmpla în altă parte a lumii. Și atunci a zis Mântuitorul, scoală-te, ia patul tău și umblă. El s-a conformat și a luat patul și a plecat. Pe loc s-a tămăduit. Întotdeauna Domnul Hristos, când săvârșea o minune, întreba pe interlocutorii bolnavi care apelau la ajutorului, crezi tu că pot să fac eu aceasta? În alt ocazie, cum a fost cu sluga sutașului, i-a zis, fie ție după cum ai crezut. Deci constată credința. Sau în altă parte, i-a spus cuiva, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Poate ce nu a cerut acestui om să cadă în el? Pentru că acest om nu cunoștea. Chiar dacă auzise de Mântuitorul că umbla prin Țara Sfântă și săvârșea minuni, pentru că uia Israel de ceea ce se întâmplă acolo, pentru că, așa cum au zis, pe drumul spre Emaus, Luca și Cleopa, Iisus Hristos era proroc puternic în faptă și în cuvânt. În faptă de aceea, pentru că după ce a înviat-o pe fiica lui Iair, au spus slujitorii fariseilor și arhierilor apostoliști să-l aresteze. L-au putut pune mâna pe el. Și au întrebat aceștia, dar de ce nu l-ați arestat? Și a zis, nimeni n-a făcut niciodată ce a făcut omul acesta. Și era proroc puternic în cuvânt, pentru că a spus altă dată evrei, nimeni n-a vorbit cum vorbește omul acesta. Și atunci omul bolnav nu cunoștea cine este Domnul Hristos, chiar dacă auzise de el, fiindcă era singur, da, cum am zis noi în ziua de astăzi, incognito, fără sfinții să încinci. Și atunci l-a tămăduit, el și-a luat patul ascultând de cuvântul Domnului Hristos, să nu înțelegem că era un pat masiv din lemn. Era un fel de targă sau ceva. Țara Sfântă este, în general, caldă. Sunt câteva luni mai reci. Începe foarte devreme. Acolo o să fie cald și toamna este lungă și caldă. În Ierusalim, fiindcă are oarecare altitudine.
Însă dacă ajungeți cumva în zona Hozeva, care e la apropiere de Marea Moartă, acolo fiind cel mai jos loc de pe pământ, practic încep iară niște ploi. Și atunci de toamna târziu înverzește tot pustiul acela și primăvara se vestejește tot, fiindcă vara fiind foarte cald, secetă și pământul sau solul sărac nu crește aproape nimic. Practic ar fi invers ca noi în timpurile, deși este acolo o zonă subtropicală, nu ca tropicală sau ecuatorială. S-a supus atunci bolnavul cuvântului Domnului Hristos și-a luat patul și-a plecat. Dacă totdeauna, când săvârșea Mântuitorul în zile sâmbătă, pomenul era luat la rost, de această dată, fiindcă se dăduse de o parte din mulțime, spune Sfântul Evanghelist Ioan, evreii care erau foarte tradiționaliști și țineau în literă, nu în duh, toate poruncile Vechiului Testament, l-au privit, imediat l-au întrebat pe cel care fusese să vă rog, de ce își duce patul? Fiindcă era zi de sâmbătă, nu avea voie să săvârșească nicio lucrare. El s-a scuzat. Cel care m-a vindecat mi-a zis să dea un patul și să umblu. Și atunci l-a lăsat în pace. Dar l-a întrebat, cine este cel care te-a tămăduit? Dar el nu știa să spună, fiindcă nu-l cunoștea pe Domnul Hristos. Ceva mai târziu, poate câteva minute mai târziu, că Vitezda nu e foarte departe de unde era templul din Ierusalim, l-a întâlnit Mântuitorul pe acest om care fusese bolnav în templu, dând slavă lui Dumnezeu pentru că luase tămăduire în chip miraculos după 38 de ani de boală. Am fost internat în toamnă, 37 de zile la Cluj, am avut COVID. 37 de zile au semnat 37 de zile de iad. Dar de la acest om, 38 de ani, cât au putut însemna? N-avea niciun îndeși decât acea de a ajunge în strădătoarea Vitezda. Dar nu putea, fiindcă era lent. Cu cât stai mai mult pe pat, cu atât se atrofiază mușchii tăi. Și el nu cred că mai avea aproape nicio nădejde, însă iată că Hristos l-a ales cât va fi pământul și s-a făcut Evanghelia, va fi menționat și acest eveniment al vindecării acestui om bolnav de la Vitezda, ciudat însă, fără să-i fie consemnat numele, pentru că n-a fost de față niciun Sfânt Apostol la minunea aceasta. Și i-a zis în templul Domnului Iisus acestui om, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție mai rău. Ceea ce vedem și atunci la începutul cuvântării, boala acestui om era o mare păcatelor, la fel cum pandemia aceasta este o mare păcatelor noastre. Indiferent că a venit de la lilieci și de la șerpi, ceea ce mă îndoiesc, poate a fost scăpat din laborator în mod involuntar, iarăși mă îndoiesc. I s-a dat Duhul în această lume, asta tind să cred. N-am dovezi, așa cred. Însă și dacă boala aceasta umblă, nu oricine se îmbolnăvește, numai cel care Dumnezeu îngăduie cu fiecare, un mort, poate îi se iartă păcatele printr-o moarte de o suferință mai grea. Alții nu mor. Însă, să fim convinși că și dacă această boală care umblă ar fi naturală, unii din spate o folosesc pentru niște scopuri oculte, punând multe frâne și făcând multe în spatele acestei boli. Uitați-vă la televizor, citiți pe legi, veți vedea că este folosită pentru scopurile unora. Însă noi ce trebuie să ne ferim? De păcat, în primul rând. Fiindcă păcatul aduce suferință, aduce boală și aduce moarte, cum a spus Sfântul Iacov, că păcatul odată săvârșit aduce moartea.
adus în rai moartea sufletească la înșela, ca pe moartea turbească a tuturor oamenilor din toate timpurile și toate locurile. Și a înțeles omul, Vaceanul i-a dus și l-a pus pe Hristos. Iisus este cel care l-a vindecat. Nu-mi place acest caracter de om. Luase vindecare, l-a înțeles, iudeii i-a poruncit ceva să-și apacă și l-a lăsat în pace. Când a auzit că Hristos a vindecat, în loc să se bucure, s-a dus să-l părească repede. Un om nerecunoscător. Poate de aceea nu a rămas numele consemnat în Sfânta Scriptură, că n-a meritat. A luat vindecare, dar n-a fost recunoscător și nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu el, pentru că s-a pierdut. Și poate din cauza aceasta, că avea un caracter de om care nu era bine plăcut lui Dumnezeu. Ce să învățăm din Evanghelia de astăzi? Cât de mult ne iubește Dumnezeu. Și pe acest om care era un păcătos, i-a și spus să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie mai rău, l-a tămăduit, l-a vindecat, fiindu-i milă de el. Numai din compasiune l-a vindecat. El n-a cerut tămăduire, fiindcă nu-l cunoștea pe Domnul Hristos. Deci vedem iubirea lui Dumnezeu. Învățăm de asemenea să nu păcătuim, fiindcă păcatul duce la suferință. De multe ori însă boala trupească, suferința aceasta materială, ne face să ne trezim conștiința și să ne îndreptăm. De aceea să iubim pe Dumnezeu răspunzând la iubirea Lui cu iubirea noastră, ferindu-ne de păcat, și să vârșim cât mai multe fapte bune și ne-a așezat Dumnezeu la mână un remediu extraordinar dacă păcătuim. Taina spovedaniei, taina mărturisirii, ca luăm păcate oricât ar fi de grele, fiindcă este mai mare puterea lui Dumnezeu decât lucrarea vrăjmașului care ne ispitește, fiindcă în spate oricărui păcat cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta, stă întotdeauna vrăjmașul, iar noi suntem victime dacă am ascultat de el și am căzut în plasă. Atunci, să răspundem iubirii lui Dumnezeu cu iubirea noastră, însă, ar fi foarte teoretic acest lucru, dar ce a zis Sfântul Ioan Evanghelistul? Cel ce zice că iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Fiindcă cel care pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut la lui, nu poate să iubească pe frate sau pe care îl vede. Deci, relația noastră cu Dumnezeu trece prin semenii noștri. Cum ne comportăm cu semenul nostru, care este chiar după chipul lui Dumnezeu, prin acea dovedim relația noastră cu Dumnezeu. Dacă ne urâm semenii, îl urâm și pe Dumnezeu. Repet, fiindcă semenii noștri sunt pe chipul lui Dumnezeu. Dacă iubim pe semenii noștri, atunci dovedim că iubim și pe Dumnezeu. De aceea să iubim pe Dumnezeu, să ne iubim semenii, să împlinim poruncile lui Dumnezeu, ferindu-ne păcat, să lăsim fapte bune și atunci vom călători spre împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur să revin în frumoasa noastră biserică. Am spus, anul trecut am fost oarecum văduvit, deja se revenise. Nu mai era perioadă de urgență să fie preoții în biserică și credincioși acasă. Eram cu toții scoși din biserică, în afara zidurilor, însă a trecut perioada aceea de înseamnă Dumnezeu că este mai bine acum și din statisticile actuale se vede că mereu și mereu și la noi în țară și la alte părți, acest virus, această boală nemiloasă dispare, ceea ce ne dă speranțe că într-un timp, nu știu cât de scurt, eu sper cât mai scurt posibil, să revenim la viața normală de dinainte de pandemie. De aceea, să facem fapte bune, să ne ferim de rău și atunci ne putem mântui. Amin. Mărie de Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. La Sfințite Părinte, Hristos a înviat!
Doamne, Hristoiesc, de fiecare dată când urmează să vizitați parohia noastră și să slujiți alături de noi, să fiți arhiereul nostru în timpul Sfintei Liturghii, meditez la ceea ce simt în momentul în care îmi anunțați data în care veți dori să fiți cu noi. Și așa cum a spus, dacă anul trecut ne-am conformat și am fost mâhnit că a trebuit să vă primesc sub streașina bisericii, să nu putem să slujim Sfânta Liturghie în Sfântul Altar, când mi-ați comunicat că veți veni, deja prima trăire și prima senzație a fost de pace și de bucurie. Și gândul m-a dus direct la acea fericire de la Matei din capitolul al 5-lea, în care se spune fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Mulți credincioși sau laici socotesc că în această categorie, sau această categorie este apanajul doar al marilor șefi de state sau a marilor negociatori care reușesc să închidă conflicte înaintea unui război și este mare meritul lor, dar pentru noi, pentru credincioșii din această parohie, aveți un mare merit pentru că astăzi ați venit în mijlocul nostru și, într-adevăr, ca un fiu al lui Dumnezeu, ați adus pace în sufletele noastre. Starea aceasta a fost atât de puternică pentru mine, ca preot, bucurându-mă că vă vom avea în mijlocul nostru, încât din noaptea de înviere i-am anunțat pe credincioși că astăzi veți fi în mijlocul nostru și a fost o vreme de pace sufletească, gândindu-ne la această duminică deosebit de frumoasă în care să slujim împreună. Să aveți convingerea că și după ce veți pleca din mijlocul nostru, același sentiment și aceeași trăire de împăcare sufletească rămâne pentru fiecare dintre noi, pentru efortul pe care l-ați făcut și onoarea pe care ne-ați oferit-o de a săvârși Sfânta Liturghie în mijlocul nostru. Și vrea Sfinția voastră să mergeți împăcat în duminica de astăzi cu gândul că sunteți făcători de pace, v-am primit ca pe Fiul lui Dumnezeu, ca pe Arhiereul lui Hristos, ca pe Cel ce slujește în mijlocul nostru pentru a ne ridica și pe noi din tumultul vieții la starea de pace sufletească și de creștere duhovnicească pe care îmi dorim fiecare. Preasfinția voastră, mereu veți fi bine așteptat și bucuria noastră va fi de bine când veți putea să vă posiți în parohia noastră și vă așteptăm cu drag și cu multă sănătate și dumneavoastră și mă văd obligat să fac o mică paranteză folind la cuvintele Părintelui. Un șef de stat sau de guvern e propusat în funcție de voturile poporului. El poate da amnistie, poate da pe cea din pușcărie, să îl scutească de asta în pușcărie. Dar un preot și un episcop poate să ierte pe veci pe cineva. Trebuie nu o să facă niciun împărat, niciun rege, niciun președinte, fiindcă preotul nu este propulsat de voturi, de multe ori falsificate. E o vorbă nu important cine votează, ci ce numără voturile. Și preotul este cam de sus, cum zice acolo Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu și-a singur cinstea aceasta, decât dacă este chemat, precum și Aron, cu diferență, a fi chemat de sus și a fi propulsat de jos în sus, fiindcă plăt poate ierta păcatele și pe pământ și în cer. Dumnezeu să primească! Yeah.
S-a înviat? Eu arată înviat. S-a înviat, mă jos prin asta.